Avem și primul proces împotriva statului român pentru vaccin. Totul după ce o pacientă ar fi fost obligată să se vaccineze și s-a ales cu mai multe boli. Cu mai multe detalii vine colegul meu Dragoș Bisticianu. Dragoș? Bună seara, Victor! Bună seara, doamnelor, domnilor! Avem parte de o premieră în țara noastră, o pacientă care dă în judecată guvernul, Ministerul Sănătății și compania Pfizer. Mare atenție! Din cauza bolilor pe care le-ar fi dobândit, din cauza vaccinării cu serul anti-COVID. Spune că s-a vaccinat pentru că erau încălcate drepturi și libertăți, însă a căpătat două boli care necesită tratament pentru tot restul vieții. Este vorba despre hipertonie arterială și trombocitopenie. A prezentat acte medicale doveditoare în acest sens și solicită daune morale și materiale în valoare de 1 milion de euro. Rămâne de văzut care va fi verdictul judecătorilor. Ce trebuie spus este faptul că în străinătate sunt foarte multe cazuri de acest gen și multe persoane au avut câștig de cauză pentru că au reușit să dovedească că au căpătat leziuni pentru tot restul vieții din cauza vaccinării cu serul anti-COVID. Sunt cazuri de notorietate care pot fi verificate. Și acum nu pot să nu-mi amintesc cum cei mai importanți lideri ai lumii, cei mai mari specialiști ne spuneau despre acest vaccin că este sigur și eficient, că nimeni nu va avea de suferit din cauza lui. La fel cum nu pot să nu mă uit la ce se întâmplă în Germania, acolo unde vicepreședintele Bundestagului, printr-un act de curaj, iese, poate prea târziu acum, dar e bine mai târziu decât niciodată, să ceară autopsii în cazul persoanelor care mor subit la 14 zile după vaccinare. Sunt în continuare foarte multe semne de întrebare cu privire la aceste morți subite de pe întreaga planetă. Sunt multe semne de întrebare și cu privire la ce s-a întâmplat cu aceste contracte semnate de Comisia Europeană și companiile care au furnizat aceste vaccinuri. Știm foarte clar, nici până în ziua de astăzi, Ursula von der Leyen nu a desecretizat conversația pe care a purtat-o cu șeful Pfizer. Așteptăm în continuare să vedem ce au discutat, de ce s-au livrat atât de multe doze, ce se știa despre aceste vaccinuri, cât se știa, pentru că au fost foarte multe manipulări, trebuie spus, în această perioadă, care încep încetul cu încetul însă să iasă la iveală. Una dintre ele, v-am spus-o mai devreme, aceasta cu contractul de achiziție acestor miliarde de doze, aproape 2 miliarde de doze pe care le-a achiziționat Comisia Europeană. Rămâne de văzut și ce se va întâmpla cu acest proces intentat de această pacientă care, v-am spus, dă în judecată guvernul, Ministerul Sănătății și compania Pfizer din cauza bolilor pe care le-ar fi căpătat în urma vaccinării cu serul anti-COVID. Mulțumesc mult, Dragoș. Domnule ministru, sunteți într-o situație ingrată, deși n-ați fost factor de decizie la momentul achiziției de vaccinuri și a aprobării actelor normative care au generat sau nu, asta se va vedea în instanță, obligația de a te vaccina. Sunteți parte în procesul ăsta, în calitate de șef al Ministerului Sănătății. Da, mă rog, nu știu detalii, rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare. Acum eu vreau să vă spun un singur lucru. Obligativitatea vaccinării nu a existat în România. Dacă veți, a existat cel mult o obligativitate indirectă, pentru că, țineți minte, circulația în spațiul Uniunii Europene era condiționată de un certificat care includea vaccinarea între opțiunile care îți permiteau să călătorești în spațiul Uniunii Europene. Sunt țări care încă mai utilizează acest lucru și mai ales pentru oameni care vin din afara Uniunii. Chiar de curând Italia a instaurat o astfel de procedură pentru cei care vin din China, unde știți bine că sunt foarte multe cazuri. Păi, domnul doctor, bun, implicit n-a existat această obligativitate, însă, hai să spunem, au existat companii și chiar instituții de stat care le-au cam strâns mâna la spate angajaților, forțându-i, mă rog, în măsura în care le-a permis politica internă a companiei respectivă, a instituției de stat, să se cam vaccineze, că altfel nu prea mai primeau pe la slujbă. Este posibil, nu știu situația doamnei care, la care faceți dumneavoastră referire, deci nu vreau să intru într-un fel de dezbatere pe care, despre subiect pe care nu-l cunosc suficient, dar repet, în țara noastră, spre deosebire de alte țări, țineți minte că în Italia, la un moment dat, dacă nu aveai un astfel de certificat, nu puteai să te urci mijloace de transport în comun. Da. Ori astfel de situație în România nu a existat. Probabil și datorită faptului că noi am fost oarecum mai echilibrați în luarea deciziilor, sau măcar am avut opinii care au împiedicat luarea unor decizii de această natură.
Domnule doctor, cât e adevăr și cât e legendă în aceste efecte pe termen lung ale COVID-ului, pentru că există o grămadă de oameni care se plâng și care mulți dintre ei chiar ajung în sistemul spitalicesc de stat, faimosul long COVID și, mă rog, ce a generat, ce citat colegul meu, câteva dintre bolile sau simptomele. Este adevărat. Este adevărat, sunt persoane care nu își regăsesc de plină capacitate de muncă, de viață normală, se întâmplă fibroze pulmonare, microtromboze care afectează diverse țesuturi și organe după această infecție și sunt multe țări și eu am generat deja o, dacă vreți, o, la nivelul Ministerului Sănătății un proiect, care, un program care să permită în nou contract cadru dezvoltat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate recuperarea acestor pacienți, pentru că sunt, au nevoie de recuperare de multe ori respiratorie sau neurologică și trebuie să beneficieze și oamenii din România de astfel de program. Și există posibilitatea, nu știu, ca într-un termen rezonabil să apară și la noi, nu știu, niște clinici specializate sau niște unități spitalicești care să aibă niște secții? Sunt oameni specializați în momentul de față, de exemplu la Institutul Marius Nasta au avut o unitate practic de specialiști care lucrează la recuperarea pacienților cu sechele după infecția COVID. Mai avem de lucru în partea de neurologie, de exemplu. Sunt și multe lucruri pe care nu le cunoaștem încă. Multe persoane care au trecut prin boală, de exemplu, acuză somnolență în timpul zilei, lucruri pe care, care nu existau înainte de, de apariția acestei boli. Cred că infecția COVID a fost, dacă vreți, nu numai extrem de periculoasă, dar și oarecum perversă, pentru că persoane care nu au fost afectate în timpul bolii au fost de multe ori afectate ulterior sau complicații tardive au arătat că aveau, de exemplu, o să intre domnul profesor Beli și imediat și probabil că o să vă confirme ceea ce vă spun eu, aveau microtromboze care afectau diverse țesuturi sau organe ca urmare a acestei boli. Domnule doctor, valul ăsta de viroze, gripe, ce-or fi ele, care bântuie acolo România și care, repet, pun la picioare și pun jos de pe picioare până și un bou, are vreo legătură cu fenomenul COVID? Este o prelungire? Este, nu știu, ca să vorbesc în termeni... Are o legătură și nu e doar în România. Da? Pentru că noi am stat 2-3 ani cu măsuri de restricție extrem de riguroase aplicate în majoritatea țărilor. Lucrul ăsta a făcut ca și celelalte virusuri, nu numai virusul care produce COVID, să circule mult mai puțin. Anul trecut și acum 2 ani am avut aproape deloc cazuri de gripă. Și în momentul în care au fost ridicate toate restricțiile, aceste virusuri au început să circule foarte intens și au găsit o populație care nu mai are sau are o apărare mult mai redusă decât o avea an de an. Pentru că dacă ai contact în fiecare an cu un anumit microb, un virus, există o anumită stare de imunitate generală în populație, iar această stare de imunitate a populației a dispărut tocmai datorită lipsei circulației virusurilor în anii precedenți. Sunt îndreptățiți oameni, bun, nu e meseria noastră cea de jurist, dar conduceți o instituție publică mare a statului român, a Guvernului României, Ministerul Sănătății. Sunt îndreptățiți oamenii care, nu știu, se resimt după COVID și în special după vaccin să ceară despăgubiri, habar n-am cui, guvernului care a adus vaccinul, companiilor producătoare? Să știți, acum sigur, eu... Oricum, sunt un om de sănătate publică, sunt microbiolog. Da. Nu pot să spun altceva decât că, în general, vaccinurile sunt eficiente și sunt sigure. Și pentru COVID au fost eficiente și sigure la început, când opreau transmiterea. Ulterior, datorită modificării virusurilor, și-au pierdut această eficacitate și transmiterea n-a mai fost influențată. A rămas un anumit grad de protecție la pacienții în vârstă sau cu comorbidități. Dar complicațiile generate de vaccin sunt incomparabil mai reduse, mult mai puține decât cele care sunt generate de boala, mai ales da, cea care... Dar știți cum e, complicat. Dacă pică la tine, te interesează puțin spre deloc, că mai mult suferă complicații din altă cauză. Este adevărat, dar una este să ai, să spunem, la un milion de pacienți, 100.000 de cazuri care au sechele,
Și altceva este să ai la 1.000.000 de vaccinuri, să spunem, 1.000 de cazuri. E de 100 de ori mai puțin și lucrul ăsta contează totdeauna. Domnule doctor, s-a rezolvat criza antitermicilor sau ce Dumnezeu meu lipsea de pe piață din farmaciile României, de la lumea isterizată, în perioada asta, repet? Este și o creștere a consumului cu circa 50% anul acesta față de anul precedent. E și normal, pentru că sunt mult mai multe viroze. E o criză care afectează în general Uniunea Europeană, dar noi am făcut un lucru pe care vrea să-l cunoască cât mai bine populația. Păi spuneți. Există similare produse, adică nu sunt similare, sunt aceea substanțe pentru copii, multe produse care conțin fie ibuprofen, fie paracetamol. Nu este vorba doar de Panadol și de Nurofen, produsele cele mai populare, dacă vreți. Există cel puțin 10 produse din fiecare disponibile pentru copii și oamenii trebuie să solicite la farmacie acele produse. Domnul profesor, există un paracetamolul la simplu de pe vremea mea? De piramidoane am înțeles că nu mai există. Paracetamol există în farmacii? Există în farmacii și sunt și multe forme care se pot administra la copii. Da? De exemplu, nu există formă de sirop, dar există supozitoare. Există totdeauna o alternativă pe care poți să o găsești ca să tratezi copilul. Acum nu trebuie neapărat să luăm un anumit produs comercial, Panadolul nu-l fabricăm noi și producătorul ne-a notificat că are probleme de producție în următoarele luni. Și adultul, că bun, a zis că există alternative pentru copii, perfect, dar adultul, că se îmbolnăvește adulți. Și pentru adult, și pentru adult. Aseară să știți că am fost într-o farmacie care e în apropierea casei mele și aveau aproape toate formele de Nurofen, mă rog, de lor. Și Nurofen aveau de ibuprofen sau de paracetamol, atât pentru adulți cât și pentru copii. O ultimă întrebare, domnul doctor. Înțeleg că ați persecutat Sibiu, că nu ați vrut să-i aprobați fonduri din PNRR să-și clădească un spital după cum merită urbea care ne-a dat președintele. Este vorba de o hotărâre a Guvernului României care a stabilit în PNRR o anumită limită care poate fi finanțată din PNRR, de 200 de milioane de euro. Și au fost trei orașe care aveau, și nu e numai Sibiu, este Sibiu, Focșani și Brașov, așa, care aveau proiecte mult mai mari, în jur de 300 de milioane de euro, erau doar banii din PNRR. Și lucrul ăsta a fost stabilit de Guvernul României, n-are niciun fel de legătură cu noi, ca și Ministerul Sănătății, și are și o rațională, o rațiune. Noi trebuie să facem dintr-o sumă oarecum limitată, de circa 1,7 miliarde de euro, 25 de obiective. Astea sunt condițiile Uniunii Europene. Ori dacă luăm aceste, să spunem, 3 spitale de 300 de milioane de euro, era mai mult de jumătate din sumă consumată. Și era clar că nu aveam cum să atingem celălalt obiectiv de a avea 25 de spitale. Deși s-au supradimensionat probabil aceste proiecte și din cauza aceasta toate trei nu au fost eligibile datorită condițiilor impuse de hotărârea Guvernului României adoptată de întreaga coaliție. Nu este o problemă legată de Ministerul Sănătății. Vă mulțumesc mult, domnule doctor, sărbători fericite și cât se poate de liniștite. În continuare, o seară bună vă doresc.